De mic copil am crescut creștin ortodox, dar după ce am crescut mare am renunțat. Dar nu știu și nu am știut prea multe despre Biserica Ortodoxă și așa m-am decis să merg să văd exact despre ce este vorba. Am început aici, la Biserica Slava Domnului din Brebul Mare, unde l-am găsit pe preotul Dumitru, care este delegatul Bisericii Ortodoxe pentru comportamentul și disciplina bisericească. Bună ziua! Bună! Prima întrebare, ce este Biserica Ortodoxă? Biserica este o organizație antică globală care are ca țel strângerea a cât mai mulți bani și de a maltrata copiii. Serios? Dar am crezut că toată lumea știe chestia asta. Am crezut că toate chestia cu maltratarea copiilor și cu banii e ceva accidental, nici de cum ceva intenționat. Am crezut că scopul este să ne rugăm la Dumnezeu și să-L slăvim. Nu, no, e chiar invers. Slăvitul și rugatul sunt chestii minuscule. Ok, și cum funcționează? Le dăm pantalonii jos și le Nu, băgăm. nu, 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 nu. De ce aveți nevoie de Biserica Ortodoxă să faceți toate aceste chestii? Noi construim biserici în toate orașele și le spunem că trebuie să dea bani. Iar dacă nu dau bani, vor merge în iad. Iar aceasta ne dă autoritatea de a le controla viața și în final de a ne lăsa copiii pe mâna noastră ca să-i educăm și apoi să-i babardim și totul fără taxe. Mai am o întrebare. Este păcat să luați bani de la săraci și să maltratați copii? Sigur că nu este păcat. Nu crezi că Dumnezeu ar spune stop la toate chestiile astea? După ce am stat de vorbă cu preotul Dumitru, am aflat că tot ce a spus este adevărat. Un cunoscut preot din Constanța este cercetat de procurorii DIICOT pentru pornografie infantilă. Comportamentul nepotrivit al preotului a fost descoperit de soția lui. Femeia a găsit în telefonul bărbatului mai multe înregistrări în care sora ei de 14 ani apărea goală. Continuăm cu reacția revoltătoare a unui preot ortodox chemat să țină o slujbă de înmormântare în județul Cluj. Acesta a refuzat să înceapă ceremonia funerară pe motiv că rudele femei decedate l-au întrebat de ce vrea bani pentru locul de veci. Jignit, preotul a cerut oamenilor inclusiv să-i sărute mâna. Dragii mei, nu o să încep această mormântare până când familia nu-și cer iertare față de mine. Domnitoți, mergeți fraților în pădure și puneți-vă strangul și la revedere că vă așteaptă iadul. Oricum. Deci la Cotmeana nu se vorbește în biserică. Fiți atenți că vă dau și peste bot și vă scot din timp. Și reclamați-vă că de la mie frică. Deci nu mă interesează de nimeni.